Înainte de a închide directa de astăzi, aș vrea să condivid încă o știre cu voi interesantă. Dacă putem să ne întoarcem la o știre în engleză, de la Reuters. The Sarmat is capable of carrying 10 or more nuclear warheads and decoys and of striking targets thousands of miles away in the United States or Europe. Reuters spune că Rusia este gata să ridice rachetele Salmas care sunt gata în toamnă. Upgrade. Nuclear upgrade. Un miglioramento atomico, un miglioramento nucleare, cioè i missili saranno aggiornati. Într-o organizare mai bună nucleară, sunt actualizate, mult mai puternice. Se numesc rachetele Sarmat. Pot să ducă până la o rachetă care poate să ducă până la 10 focoase nucleare și poate să ajungă în oricare parte a lumii. Aceasta o știam, doar că aceasta este un upgrade. Sunt perfecționate și vor fi perfecționate în toamnă. Vedem că țările se pregătesc pentru război. Amenințările Americii împotriva Rusiei. Am văzut un video al lui Trump ieri în care spunea că Rusia să nu-și permite să vorbească de rachete nucleare pentru că America este mai puternică decât Rusia. Într-un alt ziar, Globers, Bloomberg, ziarul din New York, spune cheltuiala globală militară superă 2 trilioane de dolari pentru prima dată. Nu a fost niciodată așa de mare. Speza actuală, cheltuiala actuală acestui an și Europa mărește cheltuielile pentru propriile apărări militare. Vedem că lumea se pregătește pentru război. Lumea se pregătește ca și cum nimic ar fi de un război nuclear. Așa cum s-a întâmplat la Cernobil, un mic accident, unde au murit foarte multă lume și multă lume s-a umplut de boli. Vedem că rușii s-au dus la Cernobil, acum în Ucraina, și s-au infectat majoritatea soldaților. Să citim Apocalipsa 6:3. Când a desfăcut cel de-al doilea sigiliu, am auzit pe cea de-a doua ființă spunând: vino! Și atunci a ieșit un arcalt roșu ca focul, iar celui care ședea pe el i s-a dat puterea să ia pacea de pe pământ, așa încât oamenii să se înjunghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Apocalipsa 6, 3 și 4. Profeția spune că sabia era mare, că înseamnă că armamentul din timpul sfârșitului sunt bombele atomice. Marea sabie înseamnă că se înarmează până la dinți. Și vedem armamente atomice, nucleare, și vedem că spune ca oamenii să se omoare unii pe alții. Uitați-vă la oroarea și și răutatea cu care oamenii încearcă să se ucidă unii pe alții. Vedem că monștrii, fiii diavolului, care din birourile lor cred că ceilalți, alții, trebuie să meargă să moară în locul lor. Iată, este o altă scriptură în Isaia 2:4. Aceasta am pus-o pe pagina radio cu imagini. Isaia 2:4. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor și vor făuri fiare de plug și din sulițe lor cu soare, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva alta și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4. Când se va întâmpla aceasta? În mileniu, după Armageddon. Vedem că cheltuiesc 2 trilioane pentru armamente, ne spune ziarul. 2 trilioane.
Este o ceva care nu reușim să ne imaginăm. Dacă vor folosi ca să aibă grijă de poporul lor, cu toții vor avea de mâncat, de o casă. În schimb, le folosesc pentru arme nucleare care trebuiesc doar planetei ca să se suicidă. Dacă al cheltuie măcar jumătate din aceasta, nu cred că vor mai fi nevoie să-și facă războaie și să-și construiască arme ca să moare în piață. Ioel 3:10. Fiarele plugurilor voastre, prefăceți-le în săbii și consoalele în sulice. Ioel 3:6. Slavă Domnului!